Juvenil. Vom discuta despre educația spirituală a elevilor noștri. De asemenea, vă voi aduce la cunoștință, dragi copii, de la competiția de fotbal juvenil, junior C, organizată de AGF Giurgiu. Pentru SMS-uri, dragi telespectatori, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Am să trec acum la prezentarea invitațiilor de astăzi a emisiunii Educația Juvenilă. Spun bun venit doamnelor profesoare Irina Nidelea. Doamne Iuliana Tănase, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația la emisiunea Educația Juvenilă. De asemenea, invitația mai sunt și Levi Neagu Alexia. Bine venit, Alexia. Și elevul Croitor Răzvan. Bine venit, Răzvan. În cadrul emisiunii Vă rog, stimatele mele invitate, doamna profesor Nidelea și doamna profesor Tănase, profesor de religie, trebuie să menționez acest fapt. Pentru telespectatorii noștri, vă rog frumos să vă prezentați activitatea profesională. Sunt profesor de religie la școala gimnazială Academician Marin Voiculescu. Profesor de religie în această școală de 6 ani. Iar ca și profesor de religie, predau religia de 14 ani. Da.
ca și colega mea, sunt profesor de religie la școala gimnazie de la Academicea Marii Voiculescu din Giurgiu. Din 2007 predau de 12. Trebuie să menționez faptul că dumneavoastră reveniți în emisiune la educație. Invitate prea mult despre activitatea dumneavoastră nu trebuie să spun că ați prezentat emisiunea trecută. Totuși, de ce religie? Religia mea mi-a tras atenția această disciplină din clasa a noua, fiindcă religia, adică dintr-un an anume a început predarea religiei, iar profesorul de la clasă a făcut în așa, a predat într-un mod anume, încât m-a tras acest răzit să ajung profesor de religie. Da. Doamna Mizela? La mine pleacă oarecum din familie. Am fost îndrumată de bunica mea, mai mult și eu și sora mea, să mergem împreună la biserică, în familie. Am prins drag. Din clasa așa am avut bucuria să fie introdusă în
de escola, achava o conteúdo desnecessário. Așa cum spunea și colega mea, e o cale acolo pe care trebuie urmată. Nu știu exact. Dată de sus. Fica um
Ce sprijin v-au oferit fanii?
se va lăsa sistemul educațional românesc de pe vremea când dumneavoastră era TV la școala generală, cum se spunea pe dorit să fac ora de religie încă așa cum se începe de la clasa întâi, mă rog, acum clasa pregătitoare. Dacă generația mea ar fi prins ora de religie, poate că părinții în ziua de astăzi erau mult mai apropiați de copii sau relația copil Dumnezeu respectivă. Era mult mai încheiată. Era mult mai cunoscută. Da. Mult. Da. Avem surpriza din clasa întâi să primim copii și când facem semnul Sfintei Cruci să constatăm că unii din retrospectivă a vieții școlare de atunci. Cred că un cuvânt de bază ar fi respectul. Era mai mult respect din partea tuturor și din partea părinților și din partea elevilor și din partea societății. Păcate,
în ziua de astăzi profesorii și sistemul de învățământ în general este privit nu prea bine. Da, o să revenim mai după acestui subiect. Da. Vă întreb acum din propria dumneavoastră experiență școlară, ce nu ați vrea să cunoască elevii de astăzi? Despre substanțele narcotice, adică să nu să înțelege, să nu cunoască deloc, ci la o vârstă potrivită să să fie căruia Dumnezeu așează lucrurile să vină în viață să fie căruia la momentul potrivit. De exemplu, cum este ca și propus legea învățământului educația sexuală prea de vreme produsă în unele școli, știu că este această disciplină introdusă. Adică eu aș fi de acord ca aceste două materii, să spun așa, sau discipline să fie de la liceu, unde copiii de liceu disting, să zic așa, mai bine între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Eu tot cam
merge și eu. Sunt destul de multe lucruri care nu ar trebui să fie cunoscute de copii la vârste mai mici și care din păcate prin mass media pot fi găsite. Și noi la școală avem surpriză de multe ori să primim întrebări, să ne se lucruri pe care cu ani în urmă despre care cu ani în urmă eram întrebați poate la clase mai mare și cu colega mea. Cine ar trebui să cunoască elevii noștri frica, umilința care după cum știm se cam întâmplă. Lipsurile mulți copii abandonează școala. Am rămas neplăcut surprins astăzi dimineață să vizionez la știri. Secretar de stat în Ministerul Educației. Vreau să introduc în programul de școală educația de
țină pieptul în față, dosul în spate, spunea dumnealui, astfel încât băieții să le ieșine. Deci, am rămas interzis. Deci, vă dau cuvântul meu, domnule secretar de stat în Ministerul Educației. Asemenea, aberații să poată scoate pe gură este inadmisibil. Nu întâmplător învățământul românesc a ajuns la stadiul în care este. Unde zile altă aderație, un alt domn secretar de stat în Ministerul Învățământului nu le dă numele că nu are rost ca să le dă numele. Vreau să depun un proiect de lege care minorii să aibă acces în baruri și restaurante doar însoțiți de părinți. Vă dați seama. Deci părinții se stau la loc joacă și copiii cu sumă. Bănuiesc asta s-a referit. Bine, fac un spirit de glumă. Vă dați seama această aberație. Acum câteva zile se întâmplă câte ceva în școli și presa scoate la aceste situații. O doamnă director a trimis acasă o fetiță de 11 ani că la neagră avea bulinele albe. Fetița s-a deplasat acasă să stea mai departe de școală, având parcurs un drum foarte aglomerat, îngreunat în trafic, trecea o cale ferată. De-ați vă seama în ce situație s-a vă întreb acum pe dumneavoastră, dacă ar fi să schimbați ceva în sistemul de învățământ românesc, ce ați schimbat dumneavoastră, doamnă? Să
stat. Datorită faptului că alege ce ar dori să studieze, adică cel privat cumva de la clasa a 5-a. Iar de la clasa a 5-a, așa cum este și în Occident, copilul să poată să-și aleagă discipline la care cum este și Alexia să aleagă muzică mai mult. Așa cum știți, ora de religie a avut puțin de suferit. O să reveni și asupra acestui aspect. Nu avem cum să nu revenim. Da. Sigur că da. Copiii nu. Da. Sau părinții datorită faptului că ei au trebuit.
sunt peste 90 și 6%. Da, da, de acord. Da. Vă rog, doamne, de la ce a schimbat să fie chestii mai generale, materia să conțină doar informațiile foarte importante și să fie îmbinată și
problema a țării noastre, asta a fost învățământul. Datorită acestei neglijențe, probabil provocate, a ajuns societatea în felul în care a ajuns. Este inadmisibil, repet, ca într-o țară ca noastră unii copii să abandoneze școala datorită faptului că nu vizite, nu au cu ce să se îmbrace și unii să deapideze zeci de milioane de euro. Deci este inadmisibil. Unde suntem noi? Am să vă întreb acum cum vedeți dumneavoastră învățământul românesc într-un timp otro 5 ani. Peste 5 ani, mai bine spus, cum îl vedeți? Doamna Tănase. Cred că sistemul de învățământ românesc, datorită faptului că școlii parteneriate cu celelalte școli din străinătate, unde profesorii merg și văd diferența de sistem. Să știți că s-a mai schimbat și în sistemul nostru și așa cum am spus, nădăjduiesc că sistemul învățământ românesc, datorită măcar acestei mici portițe a parteneriatelor, a proiectelor celelalte școli cu celelalte țări,
emisiunea noastră se adreseze copiilor, educația juvenilă. Și este bine să știm cu cine lucrăm, unde învățăm, frumos, doamna, de la continuați. Mi-aș dori să fie mai bine pentru toți. Pentru profesori, pentru cadre didactice în învățământului, în primul rând, acolo pleacă, de la personal și de la salarii, că poate că în următorii 5 ani asta mi-aș dori să beneficiem de sprijinul părinților. Da, sprijinul foarte important. Din păcate, majoritatea părinților afară pentru a crea un viitor mai bun copiilor. Dar vedeți când este în viață, acolo unde primim trebuie să și dăm. Sunt și sacrificii pentru binele copiilor. Însă majoritatea copiilor ca
ipoteză, cedează, fiind, fiind părinții lângă ei, este și normal. Da. Celula societății este familia, odată dezbinată. Da. Da, da. Nu mai funcționează corect. Da. Chiar dacă aparent lucrurile sunt în regulă, în sufletul copilului se produce o schimbare în sens negativ. Da. Lor le este foarte greu să țină pasul cu ceilalți colegi. Cu familiile lor. Da, da. Nimeni nu poate înlocui mama și tata. Absolut. Niciodată. Nu spun ce îi lipsește la copil. Uite, tata cum se plecă. Tata lui cu plecați în străinătate. Ce plecat este are tot ce îi trebuie, ce îi lipsește. Dar vedeți exact ce a spus dumneavoastră. Sigur că da. Sigur. Trecem acum la mai tine nu ești invitați. Răzvan, ce fotbalist simpatizezi tu? Da. Din afară Barcelona Messi. Da. Înțeleg că o să ca și echipe de fotbal simpatizezi Astra Giurgiu și Barcelona. Dacă ai din dorit tu să evoluezi când vei fi mare? La Astra Giurgiu. Nu la Barcelona. Da, sigur, e mai bun Astra Giurgiu. Ar fi bine și acolo și la asta. Nu neapărat la Barcelona. Sigur. Da. Alexia. Tu cine ne poți spune despre faptul că
școala gimnazială Victor Carpis, la școala de arte, urmezi la școala de arte. Cine e profesor? Ești la domnul Dicu? Păi am făcut mai mult de am pregătit până să dau eliberarea locurile în catalog. Da. Și acum trebuie să dau examenul la sfârșit. Da. Câți elevi sunteți mai în catalog? Nu știu. Momentul termină unul se completează locul cu celălalt, bă, înțeleg că este bătăi mare la pe locurile de acolo. Sunt și mulți copii în așteptare care așteptă să fie pregătitor. Să dă un examen în prealabil să vadă dacă aveți aptitudini. Care este modul de selecție? Păi, știu că prima oară prima dată când am fost cântă, dacă îmi place. Și apoi m-a pus oarecum să cânt după nota de la pe care o cântă de la chitară. Am înțeles. Da. Da. Dar am așteptat cred că 6 luni. Da, 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 da. E important că a început deja, nu? Da. Sigur. Să trecem acum la educația religioasă. Ca din punctul meu de vedere, este cel mai bun teren pentru a căuta cu adevărat sensul vieții. Vă întreb, doamnele profesoare, cât de important este educația religioasă atât pentru tine, pentru copii,
copii, pentru elevi, cât și pentru adulți. În primul rând, au acceptat să fac această oră. Și acum acordul atât părinții și majoritatea dintre părinții cred că au procedat foarte bine datorită întrebat copilul dacă doresc sau nu să fac această disciplină. Iar un procent foarte mare au acceptat ca această disciplină să rămână în alături de celelalte discipline. Cred că cauza este faptul că noi, ca și profesoare, ca și profesori în general, că aici pot afla pe Dumnezeu, îl pot înțelege pe Dumnezeu și începând
aceasta despre Dumnezeu într-un mod pe care ei l-au așteptat din partea noastră și cred că de aia au ales această disciplină. Da, din punctul meu de vedere nu se putea altfel. Sunt un popor creștin, nu puteam să facem în spatele da. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce a vrut domnul deputat să facă, nu știu ce l-a îndemnat, la abonesc că dumneavoastră este convins că a făcut o mare greșeală. Vă rog, doamna, de la spuneți noastră, răspundeți la întrebare. Da, eu cred că rolul educației religioase este foarte legea formează omul ca persoană, chipa lui Dumnezeu. Omul chipa lui Dumnezeu nu poate să fie decât drept, cinstit, și respectă pe ceilalți. Este esențială și în familie. Că acolo începe. De fapt, copiii noi primim abia la vârsta de 6 ani. Acum de când la 6 ani nu noi suntem cei care îi învățăm despre Dumnezeu. Familia este da, sigur că da. Cea
calea către Dumnezeu și încearcă să-i îndrepte și să-i învețe să creadă în Dumnezeu. Acolo unde lucrul acesta nu s-a întâmplat, din fericire vine ora de religie și completează lucrul acesta. Vă spun cu bucurie că majoritatea copiilor sunt foarte încântați. Dintre cei care nu au învață cu bucurie o rugăciune, învață cu bucurie să se închine așa cum spunea și colega mea mai devreme. Mai avem probleme la capitolul ăsta extraordinar. Ei se vede o diferență în evoluția lor sufletească decât când încep la pregătitoare și clasa 8-a, ei sunt niște copii schimbați față de cei care da. Nu se întreabă și spune. Vă întreb acum de acord ca această ordine de
religie să se desfășoare în școli și copiilor să participe la, credeți că a întâlnit cumva cu siguranță că datorită faptului că cel domn a vrut, nu știu, să arate că poporul român nu poate să rămână credincios. Taina Botez
poți să spui că nu vrei să înveți despre acest obiect în care tu ai primit, l-ai primit pe Dumnezeu și la un moment dat vrei să te oprești. Cât de importantă
ne-a spus o întrebare mai devreme ce am putea schimba în sistemul de învățământ. Mi-a venit acum în cap ca și idee. Ca lângă școală sau nu neapărat că nu se putea în măsură să construim. Ora de religie, de exemplu, să desfășoare măcar o dată pe lună. Casa lui Dumnezeu și desfășurându-se acolo, așa cum a spus colega mea, în primul rând punem în practică învățăm. Iar când îl aduci pe copil exact în mijlocul familiei, să spunem, lui Dumnezeu, fiindcă noi facem parte din marea familie a lui Dumnezeu. Altfel, copilul trăiește arătându-i și cum să spun eu, și văzând și explicând ceea ce există în biserică și stând de vorbă în primul rând și cu preotul. Da. Esențial încrederea în biserică, după părerea mea, și important ar fi ca lumea în general judece toată biserica
cazuri particulare. Încă din păcate se mai întâmplă uneori și în rândurile bisericii să fie nereguli sau în fine lucruri care nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Da, lumea nu înțelege până la urmă că preoții sunt oameni, sigur, ca și noi, și sunt și să fie modele pentru noi. Dar eu zic că bine ar fi să ne concentrăm pe învățătura dată de Dumnezeu. Și să ascultăm ce ne îndeamnă preoții să facem. Și mai puțin pe latura lor. Garantează alegerea liberă a oricărei religii, a oricărei religii. Sau să nu alegi niciuna. Asta
2 ani, deja copiii le dă colanul în mână, îi pune să facă ce fac și ei, atunci e normal ce fac ei. Cât de sincer sunt tot ceea ce fac. Bine, oamenii cu suflet, sunt și unii care nu. Cum este atunci? De asta spuneau că nu e ora de religie, trebuie să ajute elevul să aleagă liber orice religie îi se pare potrivit, nu numai ortodoxă. De acord! Dar de 6 ani poți să expui, da, învățătura de credință. Exact, asta s-a spus și eu adică ori. Cum să poate să spun, da, și despre musulmani și despre așa mai departe ce are și dar se face istoria religiilor, da, de la liceu, iar copii să știți că sunt cumva pregătiți, dar nu sunt dornici să afle datorită faptului că primind educația religioasă la școală și în familie la fel, există și în fiecare, nu în fiecare clasă, nu poți în fiecare clasă, copiii care aparțin altor culte. Și la fel sunt obișnuiți ei, de noi știm la fiecare religie ce este permis și ce nu este permis. De exemplu, stau
rugăciunea și închinându-se la fel ca și noi. Și să știți că de multe ori am avut surpriza de la clasele 5-8, unde copilul de altă religie să fie atras subiectul pe care noi îl predăm și să participe cât de cât la, la ora de
Sigur că da. Sigur. De altă religie. Întreb acum pe Alexia și pe Răzvan. Voi aveți credință în Dumnezeu? Ce credeți de Dumnezeu, Alexia? Pentru mine Dumnezeu reprezintă o poartă prin care ne deschidem sufletul, adică ajutorul și cu siguranță îl vom primi. Răzvan? să ia
fără religie, fără Dumnezeu. Dacă nu avem pe Dumnezeu un suflet și toate faptele noastre, nu putem să spunem că suntem din punct de vedere al educației. Da. Am primit un mesaj. Materia trebuie să trateze istoria religiilor în mod nepărtinitor, să prezinte toate religiile. Așa, nu mi se poate prezenta unui copil de clasa întâi să îi vorbim despre budism, să îi vorbim despre Mahomed, să-i vorbim asta, rămâne ca și disciplina, adică în ora de religie. Există în program și celelalte culte. Profesorul de religie le prezintă. Sunt fascinat să afle și musulmani cum de ce nu se închină sau de iau Coranul și noi avem Biblia și pentru ei da, ar trebui să cunoască despre celelalte religii. Sigur. Așa cum am promis mai din spectatori, voi da citire în etapa din 18 octombrie a
clubului de fotbal juvenil Junior C. Arsenal Malul Unirea Izvorul 9-3. Dunărea Giurgiu Voința Zobozia 17-2. CSS și Giurgiu Argeșul Hotarele 11-0. Viitorul Trestieni Arase Mihai Bravo 3-0. Neprezentare a echipei Mihai Bravo. Petrolul Roata de jos a stat. Speranțe de Giurgiu Vene. Speranțe de Giurgiu Vene. Malu 11-4. Clasamentul după etapa 5 arată astfel. Locul 1 Speranțe de Giurgiu Vene, locul 2 Clubul Școlar Giurgiu, locul 3 Viitorul Trestieni, locul 4 Arsenal Malu, locul 5 Dunărea Giurgiu, locul 6 Argeșul locul 7 Petrolul Roata, locul 8 Speranțe Giurgiu Vene Malu, locul 9 Unirea Izvoarele, locul 10 ASE Mihai Bravo, locul 11 Unirea Zobozia. Etapa viitoare de duminică 25 octombrie arată astfel. Voința Zobozia Arsenal Malu, Speranțe Giurgiu Vene Malu, Dunărea Giurgiu, Unirea Izvoarele Viitorul Trestieni, ASE Mihai Bravo Petrolul Roata de jos, Argeșul Hotarele Speranțe de Giurgiu Vene, Clubul Sportiv Școlar Giurgiu stă. Răzvan, cum a fost meciul de duminică, unde te-ai luat și tu împotriva Speranțe Giurgiu Vene Malu? Mi-a plăcut că am intrat și-o pe teren, că am jucat. Ai jucat 10 minute, te-ai alergat, te-ai tot interesul. Sigur că da.
pentru mai tinerii noștri telespectatori, aflându-ne și pe final de emisiune, să dezvoltăm cât se poate de bine în sensul toleranța, sacrificiu, evlavia, dragostea spirituală, în câteva cuvinte. De exemplu, dumneavoastră, doamna trebuie toleranța. Vă rog frumos să înțeleagă și mai tine din noi telespectatori ce reprezintă. Toleranța este accepta din partea partenerului sau elevului, să spun. Ar veni el să-l prezinte. Să nu fie un profet să spui, știi, eu astăzi doar atât am de predat. Ceea ce vrei tu, nu poți să-ți răspund. Viitoare sau nu. A fi tolerant înseamnă a primi și din partea celui la alt acolo unde poți să intervii, să poți învăța ce este bine, ce este rău. Greșeala. Da. Și într-un cuvânt să-l încerci să le duci. Da. Da. Este da. Să duce toate noastre vorbim și
în emisiunea trecută, toleranța este greu de găsit în societatea românească. Nimeni nu mai răbdare cu nimeni, nimeni nu mai înțelege pe nimeni. Puteți sacrificiu, vă rog frumos, să ne dezvoltați ceea ce dorința fiecăruia de a se dărui celuilalt. De a-și rupe din timpul lui pentru a-l ajuta din resursele lui el, indiferent cine este. Să poate să fie un străin, poate să fie un coleg trist, supărat, poate să fie un vecin.
să-ți amintești ceva. Care să țină cont. Vă rog frumos să doamna Tănase. Să iubească aproapele așa cum ești pește pe mamei, pe tati, să arate dragoste și față de aproapele, față de colegul de la școală, față de prieteni. Să nu înseamnă
creștini ortodoxi sunt corecți și ei nu fac greșeli. Nu există așa ceva. Pentru că nu vine preotul să te ia de acasă duminica de dimineață să te ducă obligat la biserică. Dumnezeu ne-a spus, așa e bine. Iată cale. Tu alegi. Am fost creați cu libertate. De-aia sunt penitenciarele pline și de... Este o calitate și asta este o calitate mare a caracterului uman, să ne acceptăm, să ne acceptăm greșelile. Mulți nu acceptăm, indiferent cât de mult ai greșit, cred că au făcut ceea ce trebuia. Vă mulțumesc mult pentru faptul că a fost prezent în emisiunea Educație Juvenilă cu promisiunea de a reveni și altă dată. Vă mulțumesc și ție pentru faptul că ai fost prezent și ție, Alexia, te aștept și altă dată împreună cu doamnele profesoare ca să ne interpretezi a doamnelor zi. Vă mulțumesc în toată prezența. Să respectatorii fiecare joi vă invit să urmăriți Educația Juvenilă de la ora 16 vinerea în reluare de la ora 14. Și nu uitați, dragi copii, cel mai frumos de prezentare pe care Dumnezeu ne-l-a dat nouă oamenilor este viața ta. De aceea aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproape nostru și cel mai important în credință față de Dumnezeu. V-ați putea pune întrebarea cum puteți obține aceste trei calități extraordinare. Simplu, prin educație. Dragi copii, educația este viitorul.
viitorul vostru.